de la 402. Atenție! Îl scoatem pe Vini câștigăm și mergem la salonul de înghețat Roberta să ne luăm ce vrem. Da! 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 Dacă e ziua ta de naștere, înghețata e pe gratis. Așa spune în lege. Da! O să mergeți acasă să plângeți. Ia, ce puteți? Ai cerut-o și o vei primi. O să ștergem pe jos cu voi. O să vă distrugem, o să... Nu, Jordan l-a scoase din joc. Ai grezna ruptă, arată ca un picior de elefant. Jordan nu are nimic, joacă foarte bine, noroc că o ai în echipă. Haide, fără amrânceli. Hei, ai să vezi tu, sunt mult mai bună ca tine. Mama, jocul s-a terminat. Deja simt gustul de înghețată cu ciocolată. Mă așteaptă, mami, amărât a lovit bine. Te sun eu. Nu pot să cred. Este ceul meu din zona faimei și a reputației. Din cauza cui? Chi înseamnă energie. Mult chi, căci familia mea crede într-o cale filozofică numită Feng Shui. Feng Shui? Cred că asta am mâncat aseară. Nu, e un mod de a-ți aranja lucrurile în cameră care te ajută să ai succes și armonie. În cazul meu, lovitura aceea decisivă. Feng Shui, ha? Eu am un leagăn strigat în spatele casei, iar tu ai un teren de popice în pivnița casei tale. Mai spune-mi ceva. Mama mi-a pus flori roșii în colțul bogăției, iar fluierul a târnat deasupra zonei mele de creativitate. Dedesubt, în zona faimei și a reputației, bunica a pus un vilețel într-un plic roșu ca să atragă ciul pozitiv. Jordan va fi o mare jucătoare de baseball. E uimitor! S-a adeverit! Știu! Vreau să zic că înainte nu jucai deloc bine. Nu te vroia nimeni în echipă. Știu. Mereu te împiedicai de baze, chiar și atunci când te întorceai de la bancă după ce loveai decisiv. Bine, bine, am înțeles. Vrei o gustare ceva? Lasă gustarea. Ce vreau eu e viața ta. Ok, acum am ceva verde în zona sănătății. Acum am nevoie de ceva roșu pentru colțul bogăției. Îmi pare rău, Dodgeball. Feng Shui-ul iese de vină. Un dormitor trebuie să fie odihnitor și îndeajuns de yin. Mi se pare normal, indiferent ce înseamnă yin. Discipolii Feng Shui știu că un pat nu trebuie niciodată să stea în fața ușii. Este poziția mortului. Și bineînțeles să nu dormiți niciodată cu fața către o oglindă. Vă energizează ciul și veți avea o noapte agitată. Oh, nu, ciul meu se va energiza prea mult. Mandy, ești acolo? Ceva blochează ușa. E doar patul meu. Dacă vrei să intri, ocolește și intră pe geam. Fete, ce să spun? Dar nu pot să mișc patul, nu e bine pentru Feng Shui. Aha, e bine, dacă nu pot să deschid ușa, atunci înseamnă că va trebui să duc înapoi CD player-ul pe care ți l-am cumpărat. Wow! Colț al abundenței, ce tare ești! Vin imediat, mamă, imediat! Nancy. Da, doamna Grace? S-a întâmplat ceva? Nu, nu-i nimic, continuați.
Dar nu poți vedea harta, va trebui să te întorci. Îmi pare rău, dar nu pot. Eu cred în Feng Shui și trebuie să stau cu fața către colțul înțelepciunii, autoeducării și cunoașterii. Mă va ajuta să învăț mai bine. Bine atunci, ce țară este aceasta? Este... Japonia. Să joci? Bravo, exact asta e prima întrebare pe care o pui când vezi situația asta. Mâine ce faci? Folosești ghena de gunoi? Poți să râzi cât vrei, nu mă interesează. Eu n-am să fiu slabă la minte să folosesc ușa din față. Conform Feng Shui-ului, intrare în linie dreaptă determină un ci negativ. Deșteaptă cum sunt, evit căile cu energie negativă. Prefer să fiu în armonie cu natura. Deci nu te deranjează păianjenul ăla mare și poros de pe piciorul tău? Mă bucur că ai venit la mine, Nancy. Prioritatea mea este să-mi ajut elevii. Ei, ce pot face pentru tine? Vreau să mutați intrarea în școală. Poftim? Și vreau să schimbați numărul sălii mele de clasă. 4 aduce un feng shui negativ. 8 este bun. Și va trebui să scăpăm de toate ferestrele acelea. Sticla simbolizează apa și știți doar că apa înnăbușă creativitatea. Poftim? Altfel aș putea foarte bine să stau în pat. Cu siguranță n-am să pot învăța nimic dacă energia mea se epuizează în clasă. Da, bine, mulțumesc că mi-ai spus. Mi-a părut bine să te văd. Pa! Nu vă pasă dacă elevii dumneavoastră învață și reușesc în viață? Feng Shui este singura cale prin care se echilibrează yin-ul și yang-ul. Vă cer minimul. Eu una aș lua toată școala și aș întoarce-o către vest. Aceea este cea mai bună poziție pentru creativitatea copiilor. Uite ce e, eu nu am bani de aruncat pe toate prostiile astea. Bineînțeles că nu aveți. Uitați-vă la colțul abundenței. E o prostie, să vă fie rușine. Și priviți la zona carierei. Nu-i de mirare că ați picat examenul pentru a deveni director. A 7-a oară aproape am reușit. Din cauza ferestrei, ciul dumneavoastră se împrăștie și odată cu el se duc și ocaziile și oportunitățile. Vă încadrați perfect la capitolul 5. Cred că vreți să ne citiți meniul la stația de amplificare pentru tot restul vieții. La stânga? La dreapta? La stânga? La dreapta? Stai, cred că asta e. Lasă-mă să-mi consult maestrul în Feng Shui. Excelent! Curs de apă înseamnă mulți bani! Atenție, profesori! Asigurați-vă că sunt închise capacele, dar nu vreți să dispară tot ciul. Cine știe răspunsul la problema 3? Nancy! E 6 sau 0? Nu prea pot să-mi dau seama. Hei, dacă ai scoate capul din pădure, ai vedea și tu că e un 3. E un 8, vine. Îmi pare rău, e greu să vezi ceva de aici, de lângă fata din junglă. Ar trebui să știi că blanta aceasta este foarte puternică. Sporește cantitatea de energie universală. Nancy, cred că treaba asta cu Feng Shui-ul a scăpat de sub control. Produce prea multe neplăceri. Ceea ce vă stresează, nu? Bineînțeles. Dacă ați avea acasă un mediu echilibrat și armonios, n-ați mai avea parte de atâta stres și enervare. Nu mai spune. Ba spun, e simplu. Dacă elementele dumneavoastră yang le domină pe cele yin, atunci veți avea parte numai de haos. Îmi pare rău, Nancy, dar singurul lucru care produce haos ești tu. Eu? Imposibil! Feng Shui aduce echilibru și pace. De aceea toată lumea îl practică. Da? Cine? Jordan. Altcineva? Ceilalți zic că e o prostie. Nu e o prostie.
E vechi de 2000 de ani și celor care îl practică li se întâmplă numai lucruri bune. Ne? Dovedești. Așa o să fac. Dovezi? Dovezi? Unde-i partea cu doveditul? Dovada, dovada, dovada. Poate pot ajuta eu. Știți la ce pagină este? Nu, dar știu cum putem demonstra. Cei care cred că Feng Shui este calea prin care se ajunge la pace, armonie și îmbunătățirea vieții se mută lângă Nancy. O să facem un mic experiment folosind o metodă științifică. Partea lui Nancy va fi grupul testat, iar partea lui Vinny va fi grupul de control. Partea lui Nancy va folosi principiile Feng Shui. Sau cum îmi place mie să spun, normalii și nebunii. Vom observa ce se întâmplă și vom vedea dacă partea lui Nancy va avea mai mult noroc. Bineînțeles că vom avea. Suntem doar la câțiva centimetri de colțul sănătății și al prosperității. Da, și la câțiva centimetri de balamuc. Mă scuzați, domnișoară Graves. Nancy, voiam să-ți mulțumesc pentru consultația Feng Shui. De-abia am pornit fântâna aceea, am și primit felicitări de la Consiliu. Au înțeles, cazul nefericitului accident din sala de sport, iar acum avem destui bani ca să ne putem permite să mai cumpărăm ceva pentru sală. Asta e un punct pentru grupul Feng Shui. Hei, nu se poate! Haide, Penny, vino la noi! E destul loc lângă mine. Jordan o să se mute. Hei! Nu, mersi, e contra religiei mele. Arthur, tu ce zici? Până când nu vorbim de bani, nu-mi mișc un deget. Ok, dar tu pierzi. Bine ați venit, dragii mei discipoli. Veți... Nancy! Știu că mă vrei în echipă, dar va trebui să te dezamăgesc. Lingurițele mele nu au voie să stea în bătaia soarelui. Trebuie ținută într-un loc rece și uscat. Îmi pare rău. O să simțim lipsa, ok. Cine vrea să construiască un mic bazin de pești pentru colțul carierei și al afacerilor? Excelent, Freddy! Bun, ci? Un flux mare de energie, Jordan! Frumos! Ce e aia? Nu reprezintă pace și liniște? Ba, din contră! A fost multă liniște și pace pe Bistonia atunci când bestiile spațiale au smuls capetele roboților morți! Ești sigur că vrei să fii în echipa lui Vinny? Deci, câte găleți intră într-un galon? 6, domnișoara Graves. Nu, de fapt sunt 8. Vreau să zic 8, am spus. Nu-mi vine să cred că am greșit. Cred că am smântână în loc de creier. Sigur că e greșit. Uitați-vă ce au ei în colțul înțelepciunii și al cunoașterii. Miss Graves, mi se pare că mai avem încă un punct. Ei, cine poate să spună? Mă scuzați, mutați-vă la stânga, vă rog, îmi blocați ciul. Oh, îmi pare rău, dar unde ai vrea să stau? Păi, din moment ce sunteți profesoară, cred că ar trebui să stați în colțul înțelepciunii. Și poate ar trebui să vă gândiți să stați un pic și în colțul căsătoriei și al dragostei. Extemporal. Ce faci cu aia? Tu ce crezi? Îmi așez oglinda bagu astfel încât să ne sporească ciul pentru a curăța orice zonă care ar putea fi blocată, înghesuită, copleșită, apăsată, întunecată, înghețată, care are o toaletă sau o scurgere sau care este neplăcută în orice alt fel. Întrebam și eu.
Simptomele, cum ar fi o iritație roșie acută, mâncărimi, deliri, frisoane, febră 40, pierderea funcțiilor musculare, probabil urlete de durere, și fiți pregătiți pentru... Să răpiți! Toate acestea se datorează oreionului. Da, așa e, trebuia să vorbesc despre oreion. Eu vorbeam despre febra galbenă, mereu le încurc. Am avut de curând o epidemie de oreion. De asta v-am chemat. Sper că nu încurcați și vaccinurile. Nu e așa? Asta i se întâmpla lui Billy Ufciac. Pregătiți-vă, căci o să vă injectăm astăzi. Am fost norocoși că am primit transportul de vaccin azi. L-am primit pe gratis pentru că data expirării era un pic ștearsă, dar eu sunt optimistă. Cred că e bun. Acum, cine vrea să fie primul? Ce-i de acolo? Veniți cu mine. Când se întoarce primul grup, am să-i trimit pe ceilalți. Îmi pare rău, avem fiole doar pentru copiii aceștia. Hei, domnișoară Graves, treceți un punct pentru normal. Bucur că au plecat mai mult și pentru noi. Ne vedem după pauză. Sunteți liberi. Cine e ultimul pe bar este un fraier Feng Shui. Așa, vă rog să mă urmați. Vreau să mă ajutați să aflu de unde vine mirosul acela îngrozitor din subsol. Este 3-1. Bine ați venit, dragii mei discipoli. Ai dreptate, bietul nu-i prea vioi. Mai bine îl duc pe năsturaș la mine în birou. Săracul năsturaș, dar își pierd timpul. A dormit cu picioarele îndreptate către ușă. Poziția mortului. Poate să-i pregătească sicriul. Vezi ce se întâmplă când nu respecti feng shui-ul? Wow, ăsta e cel mai bun scor al meu. Ar trebui să primesc un premiu. Dintr-o dată am devenit atât de bun. E uimitor. Nu e uimitor, există o explicație. Feng Shui. Cine e Feng Shui? Alo, îți aduci aminte? În camera ta am pus o umbrelă roșie în colțul faimei și al reputației. Oh, da, băieții au râs de umbrelă, dar pentru 1.370.000 de puncte bestiale, cred că a meritat. Continuă să asculți de Feng Shui și lumea ne va aparține. Un minus 6? 5? Și eu sunt dezamăgită de notele acestea. Parcă nici nu ați învățat pentru testul de geografie. Nu credeam că e nevoie. Mi-am întărit colțul cunoașterii de acasă. Și eu. Am pus o mulțime de plante acolo. Am pus chiar și cartea de geografie. Avea coperta verde. Poate că ar fi trebuit să o citești înainte. Credeam că Feng Shui-ul mi-aduce o notă bună. Lasă baltă Feng Shui-ul. Da, nu ține. Voi scăpa de fântâna aceea stupidă din cameră. Mă face să merg la toaletă de 10 de ori. Fiți gata, atenție, începe panica. Doar pentru că ai luat o notă proastă, asta nu înseamnă că Feng Shui-ul n-are efect. Minunat! Am luat un 10. Cum de-ai luat 10? Am învățat. Nu de asta lua nota 10. A avut la ea oglinda ei Bagua. Ne-a furat ciul la toți și l-a folosit în interes personal. Nu, nu, nu e adevărat. E doar o oglindă obișnuită. O am de mult timp. Îmi place să mă privesc în oglindă. Fetelor, nu, vă rog, trebuie să mă credeți. Luați-mă înapoi, vă rog.
și negativ. Feng Shui negativ. Nu vă uitați la ea. Haideți, cum puteți să-mi faceți asta? Doar ne-am bucurat de ce pozitiv împreună. Hei, Nancy, stai prost cu colțul prieteniei. Oh, nu! Poziția mortului! Nu mă lăsați aici! Ia stai un pic, acum sunt și mai aproape de colțul bogăției și prosperității. Ce bine!